Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Între timp, deputații vor să plătească maximă. Maxim, am zis, 24 de lei pe meniul complet de prânz cu ciorbă, felul 2 și desert. O ofertă în SICAP pentru licitație publică. Ofertele se desfac în 29 mai. Cantină, bufete, nu știu ce. Vor așa, masă, luni, joi, în intervalul 11-16 și vineri între 11-14. Zi scurtă. Pentru un grup țintă de circa 2000 de persoane angajați din Camera Deputaților sau vizitatori, 24 de lei, meniu complet. Bă, de economicoși sunt. 24 de lei? Adică la ce salarii au, ce indemnizații au, cheltuieli, li se decontează, transportul, chiria, au bani pentru cabinet, benzină, șofer, nu știu ce. Deci o grămadă de bani, de fapt, și super economicoși. Oameni modești, băi, din popor. Zi mersi că eu văd lucrurile altfel. Ar fi putut să nu plătească nimic? Și asta. Zi mersi că dau 24 de lei? Cred că încurcă vizitatorii. Dar cred că fac o chestie cu o legitimație. Aia cu vizitatorii, adică noi, dacă te duci să vizitezi... Da. Presa, de exemplu, nu lasă presa. Ești cetățean și te duci la să vizitezi casa poporului. Dacă nimerești în intervalul 11-16 și vineri între 11-14... Zice și pentru vizitatori. Are loc, are voie publicul la Camera Deputaților? Vizitează pe acolo, uite că nu mai știu cum e. Nu cred că au acces la cantină. Păi da, mă, dar și-a scrie acolo. Și vizitatorii. Vlad, și vizitatorii. Sunt și vizitatorii chemați să viziteze grupurile parlamentare, cum să spun. Sunt tu, adică dacă te duci cu treabă. Dacă te duci la partid acolo, cum am auzit că se mai duc unii colegi. Nu, dar ei sunt jurnaliști. Atunci ești, hai să luăm o ciorbă și un, nu știu ce, 24 de lei. Deci, practic, dacă te duci, cum se duc muncitorii din construcții, se duc la Mega și își fac sandwich-uri, ați văzut? Cred că nu doar la Mega, cred că și la supermarket. Și își cumpără de acolo ceva de mâncare, îi costă mai mult decât pe deputați. Băi, dar sunt atât de atenți cu banii lor, dacă ar fi și cu banul public... Întotdeauna sandwich-urile sunt mai scumpe decât mâncarea gătită. Exact. Și uite ce... mâncare făcută la oală. Da. Două variante de meniuri economice, cu maximum două repetări pe săptămână. Deci nu-i dai, mă, ciorbă de pui în fiecare zi. Bravo. Mai faci o rădăuțeană. Mai o burtă, mai o văcuță. La prețul de maxim 20 de lei cu TVA pe meniu, care vor cuprinde fel principal și garnitură. Asta este, deci e descrierea, da? Următorul, cu două variante de meniu office, compuse din două feluri de mâncare, felul 1 plus felul 2, în paranteză. Așa. Plus desert, la un preț maxim de 24 de lei cu TVA meniu. Ai înțeles? De asta office care e? La modul office... să nu miroasă în birou. Să nu fie ciorbă, să nu fie... Office are și desert. Sau, felul 1, minimum 350 de mililitri. Supe, ciorbe, borșuri. Care e diferența între ciorbă și borș? Ciorbă are borș. Aperitive calde și alte asemenea. Felul 2, fripturi. Bară, șnițele. Minimum 120 de grame. Mâncăruri scăzute. Minimum 150 de grame. Nu știam că așa se definesc. Tocăni. Deci împreună cu garnituri, minim 200 de grame. Și salate, minimum 120 de grame. Și altele asemenea. Plus chiflă pâine, minimum 30 de grame. Sau desert, minimum 100 de grame. Fruct, prăjitură înghețată și așa mai departe. 3. Un meniu vegetarian vegan. Deci trebuie să facă, mă, și meniuri vegetariene vegane. Nu mai poți să eviți treaba asta. Da. În ziua de azi. Deci asta, totul 20-24 de lei. Dacă vreți să mâncați ieftin, practic vă alegeți. 24 de lei, pentru asta știu eu un bucătar. Dar s-ar putea, dacă se întoarce la Camera Deputaților, să ne coste mai mult, mă gândesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.